iar jucătorii ofensivi ai gazdelor sunt Ianis Hagi, Mățan și Boduț. O înfrângere surprinzătoare aici la Ovidiu, 0-1. Mățan caută cu luarul de șut, îl găsește! A deschis bine Căpățân, mingea ajunge la Bucurică, defensiva celor de la Viitorul este descoperită, Bucurică! Ce ocazie! Era atacantul Viitorului. Mățan într-o fază caracteristică lui, dar să vedem ce inventează Drăguș, un jucător cu o imaginație extraordinară. Drăguș și Ianis! Un șut al lui Ianis și este penalti. Vână față în față cu Drăghia, moment foarte important al jocului. Vână și gol! Cu emoții al lui Vână. În cele din urmă însă Vână răsuflă ușurat, Viitorul este în față pe tabelă. Viitorul s-a împins de două ori, iar Meșa a terminat la egalitate. Să-l vedem pe Drăguș, genul de fază care combină! Drăguș! Dintre Zgrabli și Bucurică reușește acolo Drăguș să scoată mingea. Calitate de antrenor al voluntarului, managerul Ioan Andone i-a pregătit deja înlocuitor în persoana lui Cosmin Bărcăuan. Este final de meci, doamnelor și domnilor.